Străit acest triumf care a luat pe toată lumea prin surprindere. 6-1 pentru Dinamo împotriva lui FC Argeș. Da, și pe mine m-a surprins, mai ales că eu am dat drumul la televizor, că am finut și mai venit să cred, era 2-0. A zis că ați greșit canalul, că poate sunteți la un alt meci. Da, zis, bă, poate e un meci mai vechi. De pe vremea dumneavoastră. Da, nu, no, de pe vremea. Am zis că poate da. Avea atunci 2-0 la Argeș și cu Dinamo. Sigur, glumeam, da. Da, dar... Da, mi-a surprins, pe numai pe mine, cred că pe toată lumea a surprins de rezultatul. Mă bucur enorm și eu că, pentru Dinamo, pentru că un campionat fără Dinamo e mult mai sărac. Sau un campionat cu Dinamo e altceva. Am văzut ce bucurie s-a născut printre dinamoviști. 24.000 de dinamoviști au fost pe Arena Națională și sigur s-au bucurat enorm de ce au văzut. Sunt unii, ce să mai vrei, România e o lecție care a dat-o Dinamo și suporteri extraordinari, așa ceva nu m-am așteptat niciodată. Da. Modul cum au ajutat în momentele grele echipa și cum e alături de ea la fel, permanent.